Ce să vă să mulțumesc organelor locale, municipale și județene pe care le-au depus pentru această organizare. Și vedeți să scot în evidență un fapt mai puțin cunoscut din viața și mai ales în opera lui Vuși, și anume fapt politic. Singura lucrare duminică a lui Vrăduș este Piatra Domnului. Această lucrare cu caracter politic a creat-o Constantin Vrăduș în urma tratatului de la Viena, în care țara noastră a pierdut Basarabia, Bucovina, o parte din Transilvania și partea de sud din Dobrogea. Bineînțeles că nu vreau să repet ceea ce am scris în comunicarea pe care v-am prezentat-o, pe care am primis-o, ci mai ales îmi permit să scot în evidență cu totul și cu totul altceva pe care poate mulți dintre dumneavoastră îl cunosc mai puțin. Brâncuș, când a plecat din țară, a plecat cu un pașaport, putea să se întoarcă în țară. Când vrea, la orice oră de zi și noapte, nu am posibilitatea să fie avut. A venit acum o perioadă în care faptul de a pleca din țară a devenit aproape un act eroic. Mulți și-au riscat viața, mulți au fost asasinați în Occident, mulți nu s-au putut adapta, s-au întors înapoi și au fost plimbați prin fața radio-ului și a televiziunii ca să spună cât de rău e în Occident și cât de bine e în Occident. Cum am ajuns să fac această lucrare? Deci am ciocnit în anul 1975 o regulă pentru școala care a pus să numea Liceul Agricol din Craiova, fostă școală de arte și biserică, unde a fost elev în Cluj. Cum am ajuns să ciocnesc această regulă? Bineînțeles, nu plecați în afară să cunoscă domnul Filan Ștefan. A venit directorul Liceului de Arte de atunci, Tudor Gheorghe, coincidență de nume cu barul cântecului nostru, domnul Tudor Gheorghe, actor, în același timp, împreună soțit de domnul Paleon, prin Apreșcu, nu veni de aici, de acolo să ciocnești o piatră de lucrare pentru școala unde a fost elev. Bineînțeles, dar n-am niciun material. Vă aducem noi de pe urmă la loc, numai când se întorsese de la Paris și vă dăm niște poze. Și în felul acesta am început această replică. Deci este un replică, pentru faptul că nici dimensiunile nu sunt cele a pietrei de rotare la Paris. Nu sunt nici inciziile grafice de pe cele trei elemente din care am pus să pierdă de vota. Deci, practic, într-adevăr, este o regulă. Tot cu această ocazie mi-am, deci, încercat să vă spun, Revoluția de fapt a început în 1989. Revoluția a început cu mult înainte, când mulți dintre români au luat poziție împotriva acestui regim dictatorial, impus undeva cu forța de prietenii noștri din Răsări. De ce spun că a început cu mult înainte? Pentru faptul că, indiferent de profesie, sunt foarte mulți care au luat poziție pe față, printre care și cei care și-au părăsit țara, după cum spuneau unul, fără să spunească ce vorbește. Păi tu n-ai stat să mănânci aici cu noi salam cu soia. Dar eu am riscat, eu mi-am riscat viața. Eu am participat la Revoluție înainte de a se înfăptui revolta în 1989.
ceva, mai puțin scos în evidență de critici de artă și de contemporanii care au cunoscut pe Iunguș, pentru care, bineînțeles, și domnul Paleologu, și anume că această lucrare care a făcut-o Constantin Brâncuș, prin simbolistica pe care o prezintă, nu a avut separare între două proprietăți. Două proprietăți fiind și două state, fiind și două comune, două orașe și așa mai departe. Și mai degrabă, prin simbolul sărbătorii, a avut acea idee generală, de fapt. Multe pomană a fost, de fapt, a fost un geniu, nu numai a sculpturii, ci a culturii europești, a avut acea idee genială prin sărbători să apropie statele și, bineînțeles, oamenii. Vă mulțumesc!